Țăranul cel lăudăros. A fost odată un țăran care era peste măsură de lăudăros. Cum se întâlnea cu vreun vecin, îi povestea ce grâne alese și mari are el, cât de mare e vaca lui și cât de mult lapte dă și câte și mai câte. Oamenii se obișnuiră cu el și, ca să scape cât mai repede, îi dădeau dreptate și se îndepărtau. Într-o zi apăru în sat un geamciu. La hanul din sat se întâlni cu săteanul nostru cel lăudăros, care, cum văzu un străin, se apropie de el și începu să-i povestească. Să știi, omule, că am un porc de nu-i găsești pereche în lumea întreagă. L-aș putea recunoaște chiar și pe întuneric dintr-o sută de porci. O fi el frumos, dar mai încolo nu te cred. Pun rămășa cu tine, spuse lăudărosul furios, că dintr-o sută de porci grași îl recunosc pe al meu chiar de-ar fi pe timp de noapte. Geamciul acceptă zâmbind. Lăudărosul se întoarse acasă și înainte să se culce, merse la coteț și-și privi porcul pentru a se asigura că îl va recunoaște. Pe la miezul nopții auzi o bătaie în fereastră. Văzu că era un om care încerca din răzputeri să urce un porc în căruță, așa că ieși și îl ajută. A doua zi, pe la amiază, porni spre locul stabilit pentru a se întâlni cu geamciul. Nu mai e nevoie de nicio demonstrație, îi spuse acesta. Privește, acesta e porcul tău, cel pe care l-ai urcat aseară în căruța unui om. Nu ți l-ai recunoscut, pe timp de noapte singur fiind, dar mite dintr-o sută. Lăudărosul rușinat se întoarse acasă cu porcul și de atunci înainte nu se mai lăudă nimănui niciodată.